Astăzi am învățat ce înseamnă să fii liber cu adevărat la Freedom Festival. Pentru prima dată în Moldova am simțit și noi pe pielea noastră ce înseamnă să asculți muzica adevărată de la doi dintre cei mai buni DJ din lume. Andy Moore și Eddie Halliwell, doi DJ din Marea Britanie care stau bine pe pozițiile 19 și 18 în topul celor mai buni DJ din lume, ne-au pus în lumea trance-ului. Stilul de mixare al lui Eddie Halliwell e pur și simplu fenomenal și muzica superbă al lui Andy Moore, ce e mai de rugat? E perfect, mai ales cânte cu acesta. Și totuși, ce este Freedom Festival? Poate cei prezenți deslușesc misterul. DJ ai scris pe față. Știu. Ce? Freddy Ford. Și ce înseamnă? Freedom Festival este deja un brand global de festivaluri prin care mega petrecerile sunt aduse în toate culturile lumii. La festival se simte calitatea. Pentru prima dată în Chișinău am avut deodată doi DJ buni, două seli, băuturi gratuite, ședințe foto, SMS charts și machiaj în tonul distracției. Dar să o luăm de la capăt, distracția a început de la ora 20, când la platane a urcat trei DJ, începători, dar destul de pricepuți. DJ Said Maisky, DJ Sunny Fish, câștigătorul concursului DJ-ilor inițiat în cadrul acestui proiect și Chief MC. De fapt, asta a fost doar încălzirea. Nebunia s-a declanșat când Eddie Halliwell a urcat la propriu pe platane. Yeah, good, yeah. A fost foarte bine, mulțimea a fost de minune. Ești obosit? Sunt un pic, pentru că am dormit doar 3 ore, așa că abia aștept să mă odihnesc astă seară. Zâmbești tot timpul. De ce nu? Anul 2007 a fost anul lui Eddie, atunci când este l-a numit legendă și a sărit direct pe locul 16 în topul celor mai buni. Este uimitor să ai parte de suportul lui Tiesto. E bine pentru el că ți ajută alți DJ să se lanseze. A fost tare să fiu susținut de el. După miezul nopții, după ce toată lumea a transpirat pe ritmurile lui Eddie, a venit și rândul lui Andy Moore să muncească distrând publicul moldovan, care sincer a dus lipsa de petreceri bune și de DJ vestiți. Principalul să fie gașca bună. L-am văzut pe Andy așa, mai vesel și l-am descosut dacă a gustat vinul moldovenesc, căci au venit în Moldova exact de ziua vinului. Yes, in a hotel? Da, am băut în hotel, e foarte gustos, dar nu am băut mult, o să mai beau. După set? Nu, acum, unde e vinul? Vă rog, dați-mi niște vin. Give me the wine. Nu este prima dată când mixează la aceleași platane în aceeași noapte. Am mixat împreună la San Francisco săptămâna trecută la Love Evolution. E a doua oară când mixăm împreună în două săptămâni. Și ne-am distrat de minune. Într-o seară am împușcat deodată doi iepuri de cea mai bună calitate și ne-am stăvilit pofta vreo jumătate de an. Ritmurile trend s-au ținut până în zorii zilei, iar pe cei care nu i-a prins Moș Ene l-au aplaudat pe Vladic. Muzica e bună, sunetul la fel, oamenii sunt interesanți, totul este super. E o plăcere, dacă am ajuns să trăiesc, ca de obicei nu transpir, dacă am ajuns să transpiram seara, asta e ceva neobișnuit. Muzica bună, atmosfera.
атмосферы, oameni veseli, fericiți. Partiul este fenomenal, totul e bine organizat, iar muzica este Achtung! Salut, sunt Andy Mo, privești Moldova!